Pensionarii care au nevoie de tratament balnear își pot achiziționa bilete la preț redus prin Casa Județeană de Pensii. În acest moment sunt puse în vânzare biletele repartizate în seria a treia. Casei de pensii Olt i-au fost repartizate pentru seria 3 un număr de 62 de bilete. Dintre acestea, 36 au fost repartizate în mod informatic, pentru 26 nefiind solicitări. Acestea vor fi scoase ca disponibile în data de 19 martie. În ce stațiuni sunt biletele disponibile? În stațiunile Bala, Amara, Buziaș, Covazna, Olănești și Pucioasa. Vârstnicii care vor să meargă la tratament vor avea de plătit jumătate din valoarea lunară a pensiei pentru un sejur în care sunt incluse cazarea, mesele și tratamentul adecvat, conform recomandărilor medicale. Pentru obținerea unui bilet de tratament, pensionarul trebuie să depună cerere tip, copie după buletinul de identitate, copie după cuponul de pensie și trimitere de la medicul de familie. Cât timp înainte trebuie să vină cu aceste documente pentru a fi sigur că vor avea un bilet în anul respectiv? Trebuie să le depună cu cel puțin 30 de zile pentru data solicitării în stațiune. Care sunt principalele criterii de selecție? Totul se face în mod informatic, se stabilește un punctaj și în funcție de punctaj se repartizează pensionarului. Oferta de tratament pentru pensionari este deocamdată redusă, pentru că la nivelul Casei Naționale de Pensii nu au fost semnate încă înțelegerile cu hotelurile private. Acest lucru se va întâmpla cel mai probabil în a doua parte a lunii mai.